V-am găsit. La mulți ani, România, la mulți ani, români. V-am zis la mulți ani, nu vă bucurați? Așa, mă încuviază să ne încălziți puțin. Dar sigur o să vă încălziți, pentru că, iată, s-a deschis târgul de Crăciun în această seară și sunt convinsă că o să mergeți să vă plimbați, o să gustați ceva cald și de băut și de mâncat și sper din suflet să reușesc și eu să vă încălzesc cu piesele pe care le voi cânta în această seară. Mulțumesc! Și nu e o vreau să spun.
Frigus, frigus. Ce să zic? Ați înghețat? Unii da, unii nu. Dar e frumos, nu-i așa? Mă bucur din suflet. Ha. Thank you.
Să uit cum trece vremea, tu îl mulțumesc.
faceți, domnule? Tremur brus. Tremurat brus? Pe bun. Și pentru că este deja 1 decembrie, am intrat oficial în luna sărbătorilor de iarnă, aș vrea să vă cânt unul dintre cele mai frumoase colinde ale tuturor timpurilor. Colind care s-a cântat în toate limbile vorbite pe acest pământ. Și cu voia dumneavoastră vi-l ofer în această seară, acest colind care este cel mai drag sufletului meu. Sper să vă placă, să vă ajute să fiți nostalgici și în timp ce ascultați această piesă, de ce nu, să-mi dau gluga jos? Serios? Păi mă frigul ăsta! Mi-o dau fix o secundă! Păi ce, când în păr sau cum? Zic și eu, nu știu, bine, ha. Ok? Da, da, am pus-o la loc, că mi-a înghețat capul deja, numai cât am dat-o jos. Și nu de alta, dar știți cum e, dacă se strică instrumentul ăsta, caput, ca să zic așa. Bun, să trecem la acest colind minunat. Thank you.
frumos! Da! Eu vreau așa să știți după mine, toată lumea. Ioane,
mămică, păi ce făcurăm? Păi n-ați mâncat nimic astăzi? N-ați mâncat, ați așteptat târgul de Crăciun, nu? Ați așteptat micii din seara asta, așa-i? Păi cred că am simțit și eu mirosul de mici, dar noroc că n-au pus grătarul lângă scenă, că altfel nici nu mai puteam să vorbesc, dar puteam să mai cânt. Da, e bine, e bine. Domnul Văduva, hai cu ce am discutat mai devreme. Face fără tine sau pe arce, da, 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 de mult îmi împresc.
aceeași figură și în pieptul meu ars ură. Mi-ai pus inima pe jar și e sufletul la marmari. Am mereu că obraș pe gură și în pieptul meu ars ură. Mi-ai pus inima pe jar și e sufletul la marmari. Așa! Hei, 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 hei!
soarele la nunți, lacrimă de jar, nu cum dai liniște și îmi faci cuvele atât de lungi. Eu te-am luptat tu mereu mă ajungi și din casa mea nu vrei să fugi. Lacrimă de jar, tu numesc că eu tot cu tine mă aștept un graj. Lacrimă de jar, tu te unde vrei, dar din ochii mei să nu mai cazi. Să mă lași în pace și de azi, pe obrajii mei să nu mai azi. Poate se poate. Ioane, Ioane! E perfect așa, cine a zis? Tu ai zis, Ioane, Ioane! A fost cel mai sincer. Copiii, în general, sunt cei mai sinceri, nu-i așa? Dar totuși mai încercăm. Ioane, Ioane! Bine, odată vă mai pun. Și dacă nu e bine, nu știu ce face. Hai, Ioane, Ioane! Ioane, Ioane! M-ați dezamăgit! Ia să vedem, poate merge altfel. Toate păsările,
Bogdan!